Bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor, l-am invitat astăzi alături de noi pe istoricul militar Andrei Pogăceaș, un om pe care dacă nu-l cunoașteți prin prisma studiilor pe care le-a scris sau prin articolele de presă, că este foarte activ și pe partea de, de, de presă, așa poate îl știți pentru activitățile de reenactment pe care le face, așa sau mai nou prin prezența pe care a avut-o în faimosul deja serial Netflix, uh, Mohamed vs. Vlad, în care a apărut ca, ca expert, ca expert și tocmai de asta l-am chemat și eu astăzi, pentru că vreau să discutăm nu doar despre Vlație, că vreau să discutăm despre mai toată istoria. Vreau să facem așa o trecere prin uh, istoria militară a țărilor române, pentru că este un, uh, un subiect plin de mituri, un subiect puțin cunoscut și pe care vreau să le lucidăm puțin. Și o să încep cu, cu, cu începutul, ca să spun așa cu o perioadă foarte, foarte puțin cunoscută din istoria, din istoria, să le zic, românilor, a valahilor. E vorba de acel mileniu pierdut de istorie, de la retragerea, zice-se, aureliană și până la întemeierea țării românești, un alt subiect controversat, sub Basarab I. Aș vrea să știu de la dumneavoastră cum sunt descriși valahii în cronicile medievale timpurii. Mă refer la cronicile bizantine, rusești, maghiare și care mai erau la vremea respectivă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În sfârșit am reușit să o onorez. Uh, o mică observație, când ați zis că am activitate presă, bănuiesc că vă referiți la prevista Istoria. Da. Ok, că... să nu se creadă că scriu da, da, da. articole de, de presă. Uh, da, istoria timpurie a românilor în această zonă uh, este puțin cunoscută, totuși nu este un mileniu atât de, de negru, fiindcă sunt o felul de informații. Prin care ne putem da seama că zona a fost intens locuită, asta știm inclusiv din, din preistorie, era, era un spațiu foarte bun pentru trăit. Aveai râuri, aveai câmpii, aveai păduri, aveai vânat, uh, o climă destul de bună. Uh, Descoperirile arheologice ne arată clar că zona a fost locuită încă din cele mai vechi timpuri. Habar ne avem în unele cazuri ce populații erau, cum arătau, ce limbă vorbeau, ce religii aveau, putem doar specula pe anumite domenii, dar. E bine să nu speculăm prea mult că s-ar putea să o luăm la un moment dat, ras, da? um, Această populație vorbitoare de limbă romanică, spunem așa, apare menționată în mai multe cronici. Din păcate, populația de la nord de Dunăre uh, nu este atât de des menționată decât târziu. Avem doar anumite aluzii la faptul că la nordul Dunării există niște formațiuni statale. Să nu le spunem prestatale, că termenul ăla este aiurea, adică ce înseamnă stat, ce înseamnă formațiune prestatală. Oricum, statul din mediu nu e comparabil cu statul, de, cu statul medieval de secol XV, să zicem, cu statul de secol XIX, cu statul de acum. Sunt niște, sunt niște diferențe. E clar că este ceva populație pe aici, pentru că, după cum am spus, zona este foarte bună și la retragerea aureliană, cu siguranță, o bună parte a populației a rămas pe loc, unul la mână fiindcă existau deja legături și cu neamurile barbare din jurul provinciei, chiar legături pașnice, comerciale, oamenii se mai cunoșteau, exista și trafic de, de mă rog, comerț de graniță, uh, mai existau și legături probabil politice și așa mai departe. Nu trebuie să ne imaginăm întotdeauna pe dacii, așa zisii daci, zici și daci liberi sau sarmati sau neamuri germanice, ce mai erau, că erau doar inamici. Uh, acum, habar n-avem ce populație există la nordul Dunării, habar n-avem demografia. Uh, se vede că unii au, uh, au uh, încercat să apere fostele, fostele castre romane sau s-au fortificat uh, anfiteatrele romane. Da, o bună parte a populației, cu siguranță, care a rămas tocmai ca să scape și de fiscalitatea romană, da, rămânând într-un teritoriu unde nu mai exista o autoritate centrală. Uh, tehnic vorbind, tu produceai cât voiai și da, ajuns să plătești anumite dări uh, noi conduceri, care de obicei a fost vorba de barbarii care intră în, în, în fosta provincie. Să nu uităm că și Imperiul Roman își păstrează capete de pod la nordul Dunării, da? Sunt niște zone care, prin, și prin Banatul Montan și în, și în Sudul României, unde Imperiul rămâne pancorat undeva până prin secolul 4-5. Băieții încă stăpâneau niște zone, bineînțeles, trebuia să aibă și influență politică la Nordul Dunării ca să nu fie atacați, deci relațiile continuă. Apoi, da, mai treceau și romani de la Sudul Dunării în teritoriul din Nord, tot ca să scape ori de chestii penale, să zicem, ori de fiscalitate, ori să fie duși în armată și mai multe, sau poate că își mai găseau câte o, câte o iubită la nordul Dunării, vreo barbară frumoasă și focoasă și, și, și treceau. Uh, populația asta este menționată cumva tangențial. Uh, cu siguranță că există aceste formațiuni statale, care bineînțeles că se ocupă și de armată, este destul de clar că primele astfel de formațiuni probabil că au fost făcute de populația rămasă, după care, odată cu începutul migrațiilor, cu toată acea autostradă pe care încep să curgă toate neamurile asiatice sau din nord, goții și alții, e clar că ăștia încep să formeze niște formațiuni care sunt măturate de următorul val de migrator și tot așa. E clar că și populația locală, sedentară, s-a înarmat, dar aici, da, e ciudată discuția, fiindcă nu avem această siguranță. Chiar aveam discuții cu parheologi și istorici. Unii ziceau, băi, nu există mimetism. Eu ziceam, păi, populația locală, prima dată când vine barbarul, migratorul, ori se bate cu el și e înfrântă repede, fiindcă nu se poate bate cu neamurile calare ori pactizează din start, fiindcă întotdeauna migratorului trebuie uh, unul la mână informații, cine e dincolo, cine e dincolo de râu, cine e dincolo de muntele ăla, uh, și trebuie informații unde este aur, unde este sare, unde se poate apăra mai bine, etc. Și atunci ăștia, de fapt, oferă uh, protecție populației locale și doar își instaurează puterea militară. E clar că și băieții ăștia care rămăseseră în nordul Dunării să uită la migratori și, normal, dacă ei vor într-adevăr să reziste unor alte valuri, vor prelua și o parte din armamentul și echipamentul ăstora și o parte, și o parte din, din, din tactici. Din nou, nu știm numerele. Habar ne avem. Uh, cel mai bine cunoscuți în perioada asta sunt vlahii sudunăreni fiindcă ei sunt, sunt prezentați în cronicile bizantine care nu sunt întotdeauna foarte favorabile. Da? Îl avem pe Checau care scrie despre Vlahi niște chestii absolut cumplite, că sunt cei mai trădători, cei mai nemernici, oamenii pe care nu te poți baza niciodată. Într-adevăr, el scrie asta prin prisma unor evenimente politico-militare care tocmai vuseseră în loc. În schimb, la Ana Comnena se spune clar că Vlahii, deci cei din cei din Balcani, Uh, sunt aliați destul de uh, loiali Imperiului Bizantin. Uh, cu ocazia unei bătălii chiar vin vreo 5.000 de munteni, se spune, uh, în ajutorul armatei bizantine. Își fac treaba uh, și mai apar menționați de, de mai multe ori. La nordul Dunării uh, am avea în zona transilvaneană uh, celebra cronica lui Anonimus care hmm... E și nu e acceptată de către istorici, nu numai de cei români, dar nici de cei maghiari. Este o sursă unică și care nu poate fi verificată din, din alte surse, din alte documente, din alte cronici. Arheologic, hai să zicem că ar putea să fie. Hmm. scapă termenul. Uh. Arheologia mai aduce niște date care s-ar putea să se potrivească pe poveste. Acolo anonimul zice că uh, uh, vlachii, valachii, uh, sunt cel mai amărât neam. Că luptă cu arme rudimentare, că trăiesc foarte prost. Acum, da, putem să zicem că aveau un dinte împotriva populațiilor ăstora, numai noi judecăm și prin prisma a mai bine de o mie de ani de Naționalisme maghiaro române și de conflicte, și de propagandă, e posibil ca acești oameni cu care s-au întâlnit la un moment dat maghiarii în încercarea lor de a pătrunde în Transilvania să fi fost într-adevăr o populație mai amărătă, hai să zicem. Poate că nici nu mai au conflicte de mult, poate nici nu interesa să se înarmeze, poate se considerau foarte bine apărați de munți și de, și de dealurile înalte și de pădurile care atunci acopereau Transilvania masiv, să nu uităm că uh, regatul maghiar, ca să ocupe toată Transilvania și să administreze, uh, a pătruns în viitoarea provincie timp de vreo 200-300 de ani aproape. Deci, la puterea militară pe care o are regatul maghiar să pătrundă într-un într teritoriu ca Transilvania în 200 de ani și cu secui în față care erau niște neamuri foarte războinice, înseamnă că ori zona era foarte greu penetrabilă din cauza pădurilor, ori erau niște populații acolo care încă se, se băteau. Și bă, sunt menționați și Vlahi și Pecenegi. Acum, din nou, dacă avem această coabitare a populației băștinașe cu Pecenegi și eventual cu alte neamurcălare care au venit de, de, de prin Asia. Este clar că o anumită doză de rezistență a fost și că niște lupte s-au dat. Dacă eu am scris despre Anonimus și eu am preferat să iau cronica asta drept bună, în schimb sunt mult, mă rog, mai este și acea teorie că dacă ai o singură sursă, sursa de fapt nu există, da? dacă nu poți să o coroborezi cu alte informații, cu alte surse, să verifici ceva de acolo, înseamnă că ea nu există, dar s-ar putea să fie un eu. Eu zic că sigur este un adevăr acolo. Uh, mai avem apoi uh, menționați uh, niște vorbitori de, ro de limbă romanică, undeva prin Moldova, care și participă la un moment dat la niște lupte în spațiul estic. Și uh, mai avem în cazul asăneștilor, uh, la un moment dat când se trece la nordul Dunării, de unde se întorc cu armată uh, în sud ca să se bată împotriva bizantinilor. Am este clar că dacă, po, hai să zicem, o dinastie, acest grup al asăneștilor, să spunem, uh, dacă au simțit nevoia să treacă la nordul Dunării să se refacă după, după bătăriile cu bizantinii, s-au întors și cu trupe, înseamnă că la nordul Dunării, într-adevăr, avem niște oameni care uh, știu să se bată și au cu ce. Din nou, nu avem, nu avem alte informații. Ați pomenit la un moment dat despre preluarea tacticilor militare de la popoarele barbare. Și asta a fost o idee foarte interesantă, pentru că atunci când ajungem la Basarab I, acel ipotetic negru vodă care, a, să zicem, a întemeiat țara românească, da, ajungem la bătălia de la Posada, faimoasa bătălie de la Posada, așa cum am învățat noi în, în perioada uh -huh. școlii, înainte de 89, actul de naștere al țării românești. Uh, și printre altele s-a spus că Basarab I adoptase uh, tactici de luptă specifice popoarelor migratoare Cu cavalerie ușoară, cu hărțuirea trupelor dinamice Acum vă rog să descrieți dumneavoastră episodul ăsta istoric Și să ne spuneți și dacă se poate numi, uh, așa cum era în trecut, actul de naștere al țării românești Și cum, cum arătau trupele lui, uh, lui Basarab I Nici ceea ce se știe din perioada respectivă Uh, în zonă, în perioada aceea, uh, mai ales după Marea Invazie Mongolă, avem o mulțime de cumani. Cumanii sunt cei care uh, fug din calea mongolilor, știm clar că se refugiază la curtea regelui maghiar. Uh, invazia mongolă în Ungaria are loc tocmai din această cauză, fiindcă mongolii spun, uh, îi transmit regelui maghiar, uh, vezi că niște supuși de ai noștri au ajuns în regatul tău, să ai noștri, de, de i înapoi sau mergem noi să-i luăm. Uh, cifrele sunt, numele sunt destul de mari. Uh, sunt surse care spun că au fost undeva pe la 40.000 de cumani. Acum nu se știa dacă 40.000 de luptători, ceea ce este enorm, sau 40 de 40.000 cu totul, cu tot cu familii, cu femei, copii și așa mai departe. Uh, cumanii pleacă din Ungaria chiar înainte de invazia mongolă per se, înainte ca uh, mongolii să pătrundă în Transilvania și apoi să meargă spre Ungaria. Este un conflict între cumani și populația maghiară care deja era sedentarizată și îi privea cu suspiciune și chiar cu silă pe barbarii ăștia care se nășteau, trăiau și mureau pe cal. <laughs> chiar dacă și maghiarii cu 300 de ani înainte fuseseră exact la fel. Uh, Cumanii coboară spre Bulgaria, o parte avem acea episcopie a cumanilor Civita Milcovii în sudul Moldovei, care este rasă de către mongoli, încât nu se știe acum exact unde a fost, cu toate că sursele spun că era o catedrală din piatră, cu oraș din piatră și cu un oraș din case, din lemn și lut înconjurat cu palisadă și val. Distrugerea a fost atât de masivă că sau cineva a găsit și a pus Batista Pățambal, ar fi o posibilitate, chiar dacă sinistră. În uh, rest, îi mai avem pe cumani și în, și în țara românească. Uh, a fost celebră, este de fapt celebră acea carte a cu Juvara, uh, în care povestește despre cumani. Toată lumea a sărit în capul Juvara că e trădător și, mă rog, știm stilul ăsta naționalist idiot. Uh, dar nimeni nu s-a dus să vadă ce mă rog, nimeni dintre cei care au început să urle și să înjure. Specialiștii știau că prima variantă argumentată foarte bine în legătură cu o dominație cumană în zona exacarpatică a fost Iorga. Iorga este cel care argumentează extraordinar prezența cumană și Juvara n-a făcut decât să ia varianta lui Iorga și să o prezinte publicului actual. Mai venind și el, bineînțeles, cu opiniile lui. Dacă ei să spunem că Juvara este un trădător, fiindcă scrie asta, atunci și Iorga este trădător. Da? Și apropo de Iorga și de Manalul din 99, acela celebru de istorie trimis la Topit, unde se spunea că Mihai Vitează a fost un condotier, e primul care spune că este asta, este Nicolae Iorga. El îl face condotier pe Mihai Viteazul. Asta apropo de încă un mit al istoriografiei. Să explicăm loc... pentru publicul da. ce înseamnă condotier. Condotier erau, condotierii erau comandanți de trupe de mercenari în spațiu italian în renaștere. Și Iorga îl numește pe Mihai Viteazu Condotier, nu neapărat pe orativ, dar probabil din prisma faptului că cea mai mare parte a armatei lui Mihai Viteazu, cea cu care intră în Transilvania, de exemplu, era formată din mercenari. Am făcut un studiu pe armata lui și undeva doar pe la 25% dintre soldații lui sunt români. 75% sunt bulgari, sârbi, cazaci, polonezi, unguri și alte nații. Uh, să revenim. Așa. Uh, actul de naștere a țării românești probabil că este pe acel anul 1290 când celebru negru Vodă coboară din Transilvania cu unguri, sași și români. Nu știm dacă există un conflict la nivelul regatului maghiar și acest individ care putea să fie un lider transilvanean Trece cu trupele lui și cu suita lui în țara românească, sau este vorba, la fel ca în cazul Moldovei, de crearea unei mărci de apărare a regatului maghiar în cealaltă parte a Carpațiului. Lăsând toate naționalismele la oaltă, și Moldova și țara românească au început viața statală ca mărci de apărare ale regatului maghiar adică niște teritorii care să fie de cealaltă parte a munților în est și în sud, în zona trecătorilor, care să fie loiale regatului maghiar și care să poată să apere împotriva unor eventuale invazii din partea populațiilor care erau dincolo, mai ales a populațiilor nomade care intrau pentru jaf. Deci probabil că ăsta este actul de naștere și acolo sursa spune că a trecut acest individ cu suita lui și a venit boierimea de peste Olt și s-a închinat. Este foarte posibil să fi, de fapt, nu este foarte posibil, e clar că existau legături de dinainte și această trecere peste munți, după cum am spus, ori e din cauza unui conflict, ori este efectiv crearea unei mărși de apărare și atunci cu siguranță că diplomația lucrase deja în anii anteriori, oamenii se cunoșteau între ei și Uh, cu siguranță că și uh, potentații de la sud de Dunăre, din zona Olteniei sau din zona Munteniei, au acceptat această, această dominație, să zicem, sau această nouă structură, fiindcă uh, cu siguranță că se simțeau mult mai puternici și mult mai, mult mai apărați. Uh, Posada vine pe uh, uh, din motivul... Uh, Conflictului legat de zona banatului de Severin. Nu este o invazie a armatei maghiare. Este o invazie a armatei regale. Regele vine cu trupa lui și cu încă ceva oaste. Aici este interesant de văzut, fiindcă campania are loc în noiembrie, când tu nu mai faci campanii, fiindcă Sursa de hrană este spre zero. Numai nu mai nu pentru cai. Să nu uităm că în perioada aia deja până în noiembrie cam începeau zăpezile. Era și frig. Nu ți permiți să vii cu o tabără unde trebuie să pui corturile tot timpul, să faci foc, să faci mâncare. Trenul de logistică atunci nu funcționa atât de bine. Dacă noi uităm pe cronica pictată de la Viena, acolo sunt niște indivizi ciudați, pe munți, care dau cu pietre și uh, trunchiuri și săgeți în armata regală. Oricum, e interesant că armata se pare că se retrage pe același drum pe care venise. O sursă, de fapt, chiar spune că armata s-a învârtit în cerc în munți. Nu știu dacă au avut loc bătălii nu știm care a fost situația, de ce armata se retrage liniștită pentru o dita mai valea, care nu știm unde este. Sunt mai multe variante, dar următorul document după bătălie este dat de la Timișoara. Deci trecerea undeva prin meridional, înspre Sibiu, nu se prea justifică. Cu siguranță că ungurii au intrat pe la Severin și s-au întors tot pe acolo. După cum ziceam în cronica pictată de la Viena sunt niște indivizi care arată mai mult a ciobani decât a soldați, cocoțați pe stânci, cu niște șube imense din blană, alții cu niște pălării țuguiate pă, tipic umane și aici e discuția ce fel de trupe sunt acolo fiindcă e clar că oamenii știau foarte bine zona, i-au lăsat pe unguri să intre, au baricadat intrările probabil chiar și ieșirea, dacă, sau o ieșire, cu palisade, după care a început masacru. Nu aș crede sincer că Basarab și-a dus acolo cavaleria. Cavaleria este o armă specializată, o armă, o, o un, mă rog, să zicem, da, o armă care știe să lupte pe cal. Acolo mai degrabă eu zic că erau trupele montane. Acele trupe care apărau trecătorile și drumurile de plai. Grănicerii, să zicem, care vor ulterior păstă niște secole să se vor numi plăieși de la plai. Probabil că erau. Și nici nu i-a trebuit, nici nu a trebuit foarte mulți oameni. Era de ajuns o trupă relativ restrânsă care se miște ușor. Stâncile erau acolo, trebuiau doar împinse, arcurile și săgețile erau la ei, trunchiuri găseai să arunci, Descrierea bătăliei este într-adevăr cumplită. A fost o mică apocalipsă acolo pentru, pentru trupa maghiară, care cu siguranță că era și epuizată de campania care, ok, nu durase foarte mult, dar după cum am zis, cu siguranță că oamenii au suferit de, de frig și poate și de foame. Și măcelul este total. În schimb, nu este actul de independență al țării românești. Apa îl numește pe basarab întâi fiul nostru cel prea iubit, ceea ce înseamnă că acest basarab, de orice fel de etnie ar fi fost el, că era român, că era cuman, că era corcitură, ca să folosim un termen mai de cartier, înseamnă că omul era catolic. Adică papa nu avea cum să-l numească pe un păgân sau pe un ortodox, care erau oricum asimilați păgânilor pentru catolici, nu avea cum să-l numească fiul nostru cel prea iubit. Deci este mai degrabă un conflict personal între Basarab, vasalul regelui maghiar și regele maghiar, care era suzeranul lui, pentru stăpânirea unui teritoriu. Actul într de independență a țării românești este spre sfârșitul secolului, când țara românească trece oficial și pe veci la ortodoxie. În evul mediu, ca să fie recunoscut ca domn cât de cât independent, trebuia să primești de undeva o coroană sau un, un episcop măcar care să care să-ți organizeze și viața religioasă. Și tu atunci țineai ori de Roma, ori de Constantinopol. Și știm clar că la sfârșitul secolului se trece oficial la ortodoxie și din momentul ăla țara românească nu va mai trece niciodată la catolicism. Uh, singura excepție, dacă bine știu, este Țepeș, care însărându se cu o verișoară de-a regelui Matia, trece la catolicism la Buddha. Și la asta mă tot gândesc, n-am... văzut în istografie să fie, să fie varianta asta menționată, poate de aia își găsește sfârșitul foarte repede după ce ia a treia domnie. Fiindcă domnii trebuia să fie ortodoxi și nu catolici. Deci el probabil că este singura excepție de la, de la toți domnii. Revenim la perioada medievală. Da. <coughs> după afirmarea țării românești ca stat, avem primul mare lider, primul militar da? și în al doilea rând primul mare domnitor. E vorba de Mircea cel, cel bătrân, cel care duce, cucerește practic zona litoralului a Dobrogea la țara românească. Uh -huh. Cu ce a fost el diferit de cei de dinaintea lui? Vă dau un exemplu. Era o informație, sper să mă corectați dacă greșesc. Uh -huh. Era vorba de echiparea trupelor sale cu armuri occidentale. Chiar era vorba că ar fi cumpărat armuri occidentale la echivalentul a câteva zeci de milioane de dolari astăzi. O sumă foarte mare pentru un stat, un stat mic. Haideți să descriem puțin perioada respectivă și să vedem cum a fost Mircea cel bătrân ca, ca lider, ca lider militar și care a fost influența lui în, în zonă. Să nu uităm că după fiecare bătălie, partea care câștigă lupta merge și jefuiește morții. Sunt multe exemple, inclusiv în cronici. Chiar după bătălia de la Vaslui, e un exemplu concret, unde, aflați în urmărire, moldovenii îi prind pe turci într-un loc numit Vadul Turcilor, unde cai turcilor se opriseră în mâl. Și spune cronica foarte frumos, au venit moldovenii și le-au luat capul și cămășile. Adică le-au tăiat capul și au luat de pe ei cămășile de zale. E clar că și după posada, tot ce a fost acolo în vale, și ce s-a putut re recupera, s-a recuperat și, și, și s-a refolosit. Uh, Mai exista și acest comerț. Acum noi zicem da, e țară mică, ne avea bani. Suntem obișnuiți noi românii să nu avem bani niciodată, nici ca persoane, nici ca stat. Uh, Culmea că țara românească are bani și țara românească și Moldova sunt situate destul de bine financiar, de multe ori. Și avem mai multe date despre mai mulți domni care cumpără armuri din Occident. Acum, nu știm exact de care armuri, nu știm câte, știm însă că niște cavaleri munteni participă la marele turnir de la Buda din 1412, unde e clar că oamenii s-au dus echipați așa cum veneau și cavalerii occidentali. Da? E ca și cum te duce la Braliu, la Formula 1 și tu român să vii cu 1. N-ai cum. Trebuie să mergi tot cu mașină de Formula 1, da? tot, cu, tot cu bolidul dacă vrei să ai vreo șansă. Așa era și aici. Ce clar că niște oameni, probabil, garda, nu, probabil, cu siguranță garda domnului era îmbrăcată foarte bine și echipată foarte bine. Nu știm cât de mare era. Putea să fie de 100 de oameni, de 200, de 500. Costul într-adevăr ar fi fost enorm. Probabil că nu erau neapărat echipați la fel de complet toți ca un cavaler occidental, dar aveau armură minimală și cum, și cum trebuia. Nu avem vești despre, nu avem informații despre ateliere de fierărie în spațiul românesc exacarpatic. Și pe Transilvania e foarte greu de văzut, știm doar că orașele Săsești fac la un moment dat armament. În spațiul exacarpatic, astea lipsesc, a, lipsesc cu desăvârșire. Habar ne avem. E clar că există niște fierării undeva pe lângă curțile domnești sau în anumite localități. E absolut clar. Fiindcă se făceau și uh, unelte agricole și alte alea, da? Piese pentru care și așa mai departe. Uh, cu armamentul însă suntem așa, într-o într nulis. Habar n-avem ce armament se făcea la noi. Deci este foarte posibil să se fi cumpărat echipament din afară și să se fi jefuit uh, morții după oricare bătălie. Fiindcă, par domnului, au fost destule. Mircea are o armată foarte bună, are o armată experimentată. El este într-adevăr unul dintre cei mai mari voievoți pe care i-au avut țările române vreodată, fiindcă și pune țara românească pe o hartă internațională, să spunem. Are o activitate militară foarte bogată, conflictele cu turcii începuseră deja de mult. În cazul lui, Putem să spunem că armata era formată, de fapt, armatele ambelor țări române exacarpatice erau formate majoritar din cavalerii. Cu infanteria nu prea aveai ce să faci. Fortificații nu erau neapărat atât de multe. În vremea lui Mircea avem într-adevăr niște fortificații, dar nu sunt neapărat mari. Puteau fi apărate și de, de, trupe de garnizoană care să fie formate din bărbați mai în vârstă sau din cei care nu erau în stare să, fizic, să participe cu cavalerii. Cavaleria asta era formată în general din boieri, care își permiteau cai și, și cai de luptă, în orice fel de cai, uh, își permiteau echipament și aveau vreme și aveau și apetența să se instruiască și să-și instruiască oamenii. Uh, aici avem din nou acea discuție care se perpetuează și în cazul Luțepe, și în cazul lui Ștefan, și în toate cazurile, legate de participarea țăranilor la luptă eu sunt de partea lor care zic că țăranii nu participau la bătălii. Țăranii eventual, mai ales țăranii serviți. Ăia nu erau în armat și nu erau instruiți, fiindcă boierii nu aveau niciun chef să-și înarmeze și să-și instruiască țăranii să se bată, fiindcă țăranul nu avea treabă cu boierul, care îi punea bodniță, nu cu turcul care venea să fuiască. Cu siguranță însă că și, și țăranii ăștia, Aveau rolul lor în cazul unei campanii defensive, unde, ei, ascunși acolo prin păduri, puteau să mai dea peste trupe de turci, de exemplu, care mergeau să jefuiască sau să facă cercetare avansată în fața armatei. Și puteau să facă mici ambuscade. Și, normal, erau interesați și ei să mai facă un pic deja, fiindcă după aia puteau vinde piesele alea, inclusiv boierului, sau pe alte filiere. Uh, nu știm exact cam cât de mare putea să fie armata, armata lui Mircea cifrele. Uh, sunt undeva și în cazul, în cazul, lui Vlad Dracu și în cazul lui Vlad Țepeș undeva pe la 5-8.000 de oameni, să zicem. De, de unde undeva la 5.000 de oameni cavaleri. În rest, e greu să ne seama. De, demografia lipsește cu desăvârșire. Probabil țara românească avea undeva la 500.000 de oameni, probabil, nu știm, ceea ce înseamnă că încorporabilii, uh, să zicem așa, erau, erau, uh, erau foarte puțini. Am înțeles. Uh, haideți să ajungem la un subiect drag dumneavoastră, mai ales că ați pomenit două, două nume, Vlad Dracu și Vlad Țepeș. Mi s-a părut foarte interesant o idee pe care ați, uh, pe care ați scris, uh, chiar nu demult, uh, de mult, legată de Vlad Dracu anume că nu ar fi fost membru al Ordinului Dragonului, așa? Și atunci aș vrea să vă întreb eu de unde cognomenul respectiv, dacă el nu este într-adevăr. Și haideți să argumentăm de ce nu ar fi fost membru al Ordinului Dragonului și atunci de unde vine cognomenul de Dracul. Avem toate aceste cognomenuri și în cazul lui Mircea, el este numit Mircea cel Bătrân și la un moment dat apare și Mircea cel Mare. E, Mircea cel Bătrân vine de la faptul că a fost primul dintre domitorii cu numele de Mircea, adică ăla vechi, primul, Mircea cel Mare, din câte știu, este o chestiune istoriografică. La un moment dat citeam că în perioada comunistă s-a dat un soi de ordin pe unitate, să nu-i mai spună îl bătrân, ci să-i spună cel mare. Tot Mircea cel Bătrân rămâne pentru cei care chiar studiază. În cazul lui Vlad II Dracu, dacă ne luăm după cronica lui Ducas, care spune că Vlad a fost numit Dragulios fiindcă era al Dracului fiindcă era rău și aici am putea corobora cu uh, relațiile lui cu boierii și cu relațiile lui cu Iancu de Hunedoara. E greu însă să ne facem o idee cam despre ce ar fi fost vorba. Uh, fiindcă știm că uh, boierimea se întoarce și împotriva lui și împotriva fiului lui, lui Mircea, Vlad Dracu este capturat în timp ce fugea de la o bătălie pierdută, unde se pare că o parte a boierimii trece de cealaltă, de, 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 de partea lui Iancu, iar primul să fiu Mircea este îngropat de viu. Ci e clar că ceva demonic s-a întâmplat acolo, din moment ce Mircea este îngropat de viu, ceea ce era o, o schimbare totală față de orice fel de reguli, inclusiv într-un război civil în care partea care pierdea, nu conta că era domn sau postdomnesc, erau decapitați în general. Deci e clar că ceva undeva s-a întâmplat foarte grav. Da, noi suntem, am, am, fost obișnuiți întotdeauna că domnii români erau niște despoz luminați pe care țăranii iubeau de numa. Asta e o chestie provenind de până romantismul de secol XIX, care e o chestie care nu se justifică absolut deloc, cu siguranță cu mulțime de țăranii nu știau cine-i domnul. Apartenența la Ordinul Dragonului se pare într-adevăr că nu există, fiindcă unul la mână, atunci când se spune că Vlad a mers la Nürnberg, la Sigismund, să fie făcut membru al Ordinului, uh, Sigismund nici măcar nu era în Nürnberg, era în campanie. Plus că sursa pe care o avem nu vorbește despre Vlad, vorbește despre un alt individ. și nu apare în lista membrilor ordinului. Deci ar fi ciudat ca să apară toți ceilalți și să nu apară Vlad Dracu. Din nou nu avem nici măcar heraldică. Nu avem acel dragon al ordinului cu coada încolăcită în jurul gâtului. Avem niște dragoni în heraldica munteană. Dar nu e ăla. Și dacă nu e ăla, înseamnă că nu e legat de ordin. Da, acum o să zică mulți că iară vrem noi să demistificăm istoria sau, mă rog, să îi prezentăm pai noștri la modul negativ. Păi, dacă n-a fost, n-a fost. Adică dacă nu avem niște surse clare și avem doar niște istorici care au preluat niște informații neverificate atunci, fiindcă suna bine și toată chestia asta a intrat în mitologia istorică românească care e sfântă, n-ai voie să te legi de ea, ferească Dumnezeu, N-are rost totuși. Adică e o minciună. Sau e un fapt care nu este verificat și atunci mai bine să nu spunem că. Vlad Țepeș este clar că n-a fost membru. Vlad al III nu a fost. Și în cazul lui Vlad Dracu la fel. În cazul lui există și acea mitologie că stătea la Sighișoara și că acolo s-a născut Vlad Țepeș. Vlad Dracu n-a fost instalat de Sigismund la Sighișoara. A fost instalat la Făgăraș. Sighișoara era oraș să și orașul decidea cine intră în oraș și cine stă în oraș. Regele nu putea dispune așa ceva, fiindcă orașul Săsești avea niște privilegii enorme. Și omul ăsta la Făgăraș. Probabil și Țepești, tot la Făgăraș s-a născut. Și Vlad Dracu, din păcate, este un personaj obscur în, în istografia românească, mai ales în cea, în cea de popularizare. Și el este uitat. Omul a avut o viață militară pe extraordinară. Am avut ocazia, cred că anul trecut, sau acum de ani, să public un articol despre, despre Vlad Dracu și omul a fost un om politic și un militar foarte, foarte destoinic. Și armata lui se știe că era formată din cavalerie, avea și ceva infanterie, avea inclusiv artilerie, cu care nu prea știau să tragă valahii, dar trăgeau mult. Uh, și are și o mini flotă de monoxile pe Dunăre. Atunci când vine, când vine flota Burgundă în 1445 uh, să caute cadavrul sau informații despre regele Polono Maghiar care murise în anul anterior la Varna, uh, scriu ăștia oarecum amuzați de faptul că Valachii vin în monoxile în care înc încăpeau între 10 și 15 oameni. Deci erau niște trunchiuri foarte mari, scobite, și cu alea se plimbau băieți, în continuare, fiindcă nu avea, cel mă rog, mai ales Muntenia nu au avut o flotă până undeva pe la dacă bine am găsit eu prin surse, până la uh, Brâncoveanu. Deci și armata lui este foarte bună, omul are niște are niște fapte de arme uh, excelente, din păcate a avut uh, a avut și chinion sau a încercat mult prea mult pentru o țară mult prea mică și pentru o poziție mult prea slabă și a avut sfârșitul pe care l-a avut. Aici ajung la o altă întrebare. Înainte de emisiune am discutat cu dumneavoastră, așa, așa am schimbat câteva cuvinte despre bătălia de la Varna pe care tocmai uh -huh. ați pomenit-o. Și bă, vă spuneam atunci, citisem la un dat o sursă din 1928, dacă nu mă înșel, scrisă de istoricul Elie Minea, în care descrie bătălia respectivă și la un dat mi s-a părut foarte interesant un pasaj este vorba de o relatare a unui martor ocular, pe care Ilie Mina o preia, spune, cu reticența de rigoare, pentru că e greu să creadă că omul ăla chiar ar fi văzut scenele pe care le descrie: În care, apropo de armata de care vorbiți, Ilie Mina contrazice imaginea asta de armată foarte organizată a lui Vlad Dracul și po povestește acel episod în care trupele sale practic l-au lăsat aproape singur pe câmpul de bătălie. Plecând din corpore să jefuiască, în primul rând, cortul sultanului și ce alte comori mai găseau pe, pe acolo. Acum vreau să-mi povestiți dumneavoastră. Ce a reprezentat Bătălia de la Varna, în ce context are loc și ce s-a întâmplat de fapt acolo? Bătălia de la Varna are loc în cadrul, așa zis, Crucea de Târzii, care se leagă de numele unui mare comandant de oști medievale din Europa, unul dintre cei mai mari din perioada respectivă, și anume Iancu de Hunedoara. Cruciada târzie vine pe filiera Concilului de la Florența din 1439. când împăratul de la Constantinopol acceptă din nou catolicismul. La schimb, cu ajutor militar împotriva otomanilor, ceea ce va isca în Constantinopol o opoziție acerbă. Premierul bizantin chiar spunea, notaras cred că el era, că ar prefera să vadă uh, turbanul sultanului în Constantinopol decât iara papală. A și văzut, -o. nu mult, dar a văzut-o vreo două zile. Um, mă rog, a văzut uh, turbanul. Uh, avem uh, aceste campanii, uh, avem odată o defensivă a Belgradului în 1440. este o campanie otomană trimisă împotriva Belgradului, și Iancu de Hunedoara atacă noaptea tabăra otomană și o spulberă. Și aici avem o informație foarte faină dată de o cronică otomană care spune Valahii au atacat noaptea fiindcă Valahii atacă noaptea. Și era o tactică interesantă, având în vedere că cu siguranță că atacul a fost dat cu număr strâns de oameni, cu niște oameni care știau să bată al dracu de bine, erau foarte organizați, Bine, vorbim și de armata maghiară și de trupele transilvanene, plus de Iancu de Hunedoara. Care avea o experiență bogată deja. Mai avem apoi bătăliile din 1442 din spațiul actual românesc. Mai avem apoi campania cea lungă din 1443 44 unde se ajunge până în întrecătorile Balcanilor, însă vine iarna și zăpadă era atât de mare încât armata nu mai putea să se miște. În retragere, trupele lui Iancu sunt atacate de către otomani și toate bătăliile defensive sunt câștigate de Iancu. Apoi urmează acea pace uh, între regatul maghiar și otomani, însă la insistențele papale și la insistențele liderilor religioși din uh, regat, uh, se trece la acea campanie de la Varna din 1444, noiembrie, care se va sfârși într-un dezastru total. Uh, pacea este ruptă, fiindcă uh, episcopii și cardinalii și restul șefilor religioși catolici, îi explică regelui că pacea pe care a semnat-o cu otomanii este de fapt nulă, fiindcă oamenii aia nu sunt oamenii lui, lui Dumnezeu și orice s-a semnat, dau ei dispensă și e ok, Dumnezeu e de partea noastră, plecăm. N-a fost. <gântu -i> la Nicopole vine Vlad Doi Dracu cu vreo 4-5 de călăreți pe care îi lasă în tabăra lui Iancu, dar el se întoarce în țară. Vlad Dracu nu participă la bătălia de la Varna. Spune cronica foarte clar că uh, el a venit doar să dea ajutorul, să trimită aceste trupe de cavalerie ușoară, însă el se va întoarce în țară, fiindcă are niște copii ostatici la, la turci. Și el personal nu poate să meargă. E o chestie interesantă asta, să vezi că totuși ai copii acolo care puteau să fie. care în general nu erau omorâți, erau orbiți. Și orbirea se făcea pe sistem bizantin. Uh, ochii erau puși foarte aproape de un furnal încins și de la flacăra aia foarte puternică îți pierdeai mult din vedere sau puteai chiar să-ți pierzi toată vederea. Ochii nu erau scoși, efectiv. Ideea era că omul ăla nu mai putea să mai de la tron. Odată ce nu mai era fizic impecabil. da. Și Vlad Racco a găsit această portiță interesantă. De fapt, sunt și niște știri că... Copiii sunt eliberați înainte, în timpul sau înainte campaniei sau pe parcursul campaniei. Aici sunt niște surse care se bat cap în cap și nu e sigur exact. Uh, trupele... A, ah, da, și tot, uh, tot Vlad Dracul le spune că pe drum uh, s-a întâlnit cu o țigancă care i-a ghicit și a spus că nu e, uh, nu e bună campania, că uh, se, va, se, se, se va sfârși într-o înfrângere avem și această, avem și aceste semne care vin întotdeauna înainte de bătăliile pierdute, în general, dacă sunt, care sunt menționate numai după. La Varna avem, avem armata dispusă, chiar am un de caz făcut acum făcut, fă, 12 ani, Uh, avem armata dispusă de Iancu de Hunedoara cu cele două flancuri unde era infanteria grea, mai ales trupele pe piscopilor de Oradea, Pager Caloceau și uh, alții. Uh, este infanterie grea care avea și arme de foc. Uh, în centru este și în spate este uh, trupa regală cu Iancu și Valahii sunt uh, muntenii, tehnic vorbind vorbim că denumirea străinilor pentru populația de aici. Uh, muntenii sunt undeva lângă Iancu. Sunt o soi de trupă de acoperire sau trupă pe care poți să trimiți oriunde, fiind, fiind cavalerie ușoară. La primele asalturi otomane, uh, flancurile sunt, uh, sunt lovite foarte grav, au, au, niște, au niște pierderi foarte mari. Uh, la un moment dat uh, se dă și un contraatac, uh, muntenii intră și ei în bătălie, spulberă o trupă otomană. Iancu rearanjează flancurile, redistribuie niște trupe astfel încât flancurile să, să fie din nou la, la puterea maximă. Problema este că după aceste ciogniri, și, și mai ales după după ce au, au tras cu armele de foc, cavaleria otomană pleacă de pe câmpul de luptă. Are și pierderi, și efectiv pleacă. Sultanul cu ienicerii se retrag undeva într-o vale, tabăra rămâne goală. Muntenii care oricum erau pe câmp, după ce se bătuseră, mai, cred, cred, cred că ceva trupe asiatice de cavalerie găsiseră și le spulberaseră. Ei se duc, fain frumos, în tabără, că era goală, jefuiesc tabără otomană și cortul sultanului, trec prin fața armatei creștine, îi salută frumos și ei se duc în tabăra lor. Apoi are loc acel atac idiot al regelui Maghiar. Se spune că la insistențele nobililor polonezi și maghiari din suita lui, regele având vreo 20 de ani, și ăștia l-au convins să dea atacul astfel încât gloria să nu-i aparțină lui Iancu, să aparțină regelui. el era de fapt comandantul. Și din acest orgoliu nenorocit are loc acea șarjă, cu toate că Iancu îi spusese regelui să stea pe loc. În momentul ăsta bătălia este câștigată de către creștini armata lor este pe poziții, armata otomană retrasă cam două treimi, cel puțin, de pe front, tabăra jefuită, ei erau într-adevăr cu spatele la mare, creștini. Dar în momentul ăsta situația este foarte ok. Și atunci vine regelui să comande acea șarjă. Înspre acea vale unde era sultanul, cu ienicerii în față. Și cronica spune că au atacat cavalerii occidentali cu lăncile în poziție. Au intrat în ieniceri și au intrat atât de bine încât lăncile au pătruns prin rândurile de ieniceri și caii s-au oprit în ienicerii morți care stăteau în picioare, fiindcă cadavrele nu aveau unde să cadă, ăștia fiind băgați unul lângă altul. La câteva momente apoi uh, regele este omorât, cade de pe cal, îi se taie capul și capul ridicat pe Odita mai sulița, astfel încât să vadă toate trupele de pe tot câmpul ăla că regele a murit. În clipa aia revin și trupele de cavalerie înapoi pe câmp, are loc asaltul otoman, uh, armata creștină începe să, să, să se disperseze. Are loc o bătălie cumplită în tabăra de care creștină care este asediată de otomani și masacrul este total și uh, încep să se retragă în dezordine înspre Dunăre. Iancu se retrage cu trupa munteană. El este adus pe niște cărări foarte bine știute și foarte sigure de munteni în cel mai scurt timp la Dunăre. Este trecut Dunărea după care este luat prizonier de Vlad Dracu. Aici sunt cele două variante. Bine, una spune că soldații munteni nu știau cine e ăla. Știau. Unul la mână îi comandase, tu stă, stătuseră lângă el în tabără, veniseră de-a lungul drumului cu el. Omul era și echipat într-o armură cu siguranță care, pe care nu aveau mulți de acolo. Cu siguranță că avea și steagul personal cu el și așa mai departe. A doua variantă este că Vlad Dracula l-a prizonier astfel încât să... Mă rog, muntenicii că l-ar fi luat prizonier ca să ceară o răscumpărare, Uh, și cealaltă variantă este că Vlad Dracul a luat prizonier astfel încât turcii să vadă că el e băiat de treabă. <laughs> și că ne-a trădat chiar de tot. Uh, și aici vine mesajul magnaților maghiari care îi explică lui Vlad Dracu că ori îl dau, ori îl dă repede înapoi pe Iancu, ori vine campania imediat împotriva lui. Și a fost dat înapoi. Iancu mai este luat prizonier după nenorocita bătălie de la Kosovo din 1448 când îl au prizonieri sârbi a avut niște ghinioane mari. 1456, victoria de la Belgrad e absolut superbă, dar a fost și cântecul de lebădă pentru el. În schimbare are astea două înfrângeri masive, și Varna și Kosovo. La Kosovo, de fapt, Iancu cam dă dovadă de lașitate, fiindcă își dă seama de situația cumplită în care se află și efectiv își abandonează armata. El fuge, își lasă armata acolo care a doua zi este căsăpită de către otomani. A fost o palmă grea dată uh, aurei lui de mare război. De aceea și la, și la Belga în 1456, singurele trupe pe care le adună sunt undeva pe la 20.000 de oameni, sunt trupele lui personale și de pe, de pe domeniile lui, încă niște amici, nobili, magnați care vin cu el, fiindcă exista această legătură între, între ei, adună undeva la 20.000 de oameni și mai vine călugărul Capistranu cu încă 20.000 de țărani și târgoveți adunați numele cruci, a, a, a sfintei Cruciade de, de prin Europa Centrală. Și la Belgrad a fost un, a fost un mare noroc. Bă, bătăliile mari se câștigă și, și, și cu noroc mult. Da, e, e, clar că nu pot să nu observa admirația pe care o aveți pentru Ian de Hunedoara. A fost un mare lider a fost... Și un mare lider militar. Da, 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 da. A fost unul, dintre, dintre cei mai mari lideri militari din evul mediu european, din cel puțin din secolul XV. Și uh, mi-aduc aminte cu cu ocazia asta o, o imagine pe care sincer nu mi aduc aminte exact una am și tot. Cred că juresc cu despre ea. Spunea ce, ce imagine frumoasă trebuie să fi fost uh, să vezi doi copii, doi veri pe viitorul Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș, școliți de un uh, personaj în vârstă, un patriarh ca Iancu de Hunedoara. Este o astfel de imagine reală? S-a întâmplat asta în istorie? S-au întâlnit cei doi la curtea lui Iancu de Hunedoara? Cei doi s-au întâlnit la, la, curtea tatălui lui Ștefan cel Mare. Cam vreo doi ani de zile se pare că stă Țepeș prin Moldova. După asasinarea tatălui lui Ștefan, cei doi fug în Transilvania. Mă rog, da, se refugiază în Transilvania. Uh, și eu am scris că s-au refugiat la curtea lui Iancu și bineînțeles că aveam în cap castelul de la Hunedara. Uh, nu e sigur că au ajuns acolo și că au stat acolo. Despre Țepe știm clar că a stat prin alte zone. Uh, Iancu nici el nu prea stătea pe la castelul de la Hunedara, fiindcă avea și el destule posesiuni. Uh, se mai plimbă, mai, mai făcea și el vizite de lucru, ca să spunem așa. Uh, nu știm câtă militarie vor fi, fi, învățat ei de la, de, la, de la Iancu. Oricum, aveau de unde să învețe, fiindcă existau tot felul de comandanți militari în toată Transilvania, cu experiență bogată și în Moldova, cu siguranță că uh, a avut de la cine să învețe militarie. El oricum învățase arta militară cât fusese o static la turci. Da? Este acea discuție că vezi, doamne, el era bătut și schinjuit și violat și infometat și altele. Nu, nici vorbă. Și el și fratesul au fost ținuți în niște condiții foarte bune de către otomani, fiindcă urmau să preia unul dintre ei sau amândoi, părând, urmau să ia tronul Munteniei. Și otomanii erau foarte interesați să aibă niște oameni foarte loiali pe tronul Munteniei. De aceea băieții au crescut într-un mediu foarte propice, au învățat și limba osmană, cu siguranță că au învățat și să călărească, să tragă coarcul, să se lupte, au, au citit manuale de artă militară, fiindcă existau deja și occidentale și, și orientale, au participat probabil și la unele campanii sau la unele exerciții militare, fiindcă se făceau și și pe atunci. Uh, da, ideea asta cu Iancu Patriarh, da, e romantică. Eu zic că și dacă s-au întâlnit, întâlnit, cei trei, adică e, se vede din documente că nu prea, nu prea stau în același loc deodată. De și ce, vă nu întreb, știm exact. de ce vă întrebam asta? Da. Pentru că și Vlad Țepeș, dar mai ales Ștefan cel Mare, sunt niște personaje oarecum atipice. De ce? Ambii sunt foarte buni strategi mai ales, mai ales Ștefan cel Mare, un strateg de săvârșit, a, a avut peste 40 de victorii, 47 dacă nu mă înșel. Mai, mai, mai putem tăia din ele da. da? oricum, a fost probabil cel mai mare lider pe care l-au avut țările române. Ștefan cel Mare Și se spunea că ar fi învățat Astfel de, de tactici militare De la Iancu de Hunedoara Care era cruciat Era un, un strateg de săvârșit Cunoștea tacticile europene Și că de acolo De asta Ștefan cel Mare ar fi fost diferit De ceilalți lideri Și de asta a reportat atât de multe, atât de multe victorii că, Eu, Întrebarea mea asta, asta era, era da. de, de ce Ștefan cel Mare a fost diferit Față de ceilalți Și de ce a fost atât de, de eficient În tot ceea ce a făcut nu a fost neapărat diferit, doar că a, a avut mai mult succes. Și aici o să-mi permit să vă corectez un pic. Niciunul nu a fost mare strateg. Strategia e o chestie așa pe spații mai mari. Au fost foarte buni tacticieni. Dacă ne uităm la Cepeș, Cepeș n-a fost strateg deloc bun, fiindcă la un moment dat a ajuns în conflict și cu otomani și cu unguri. Deci, din punctul ăsta de vedere, omul nu și-a prea asigurat spatele. El la un moment dat era în conflict cu ambii. Uh, dacă vorbim de tactică, da, acolo este complet altceva. Amândoi tacticieni foarte buni. Uh, se vede clar după, după minunile de vitejie pe care le fac. Uh, nu știu neapărat dacă experiența militară uh, transilvaneană sau maghiară îi ajuta foarte mult pe cei doi. Spațiul extracarpatic românesc ține mai mult de placa turnant asiatică, să spunem așa. Uh, Aici trebuie să folosești tactici care sunt apropiate de cei care te atacă în mod normal. Și cei care atacau în mod normal, mai ales Moldova, erau tătari. E clar că trebuie să ai o cavalerie ușoară, care să poată să fie în stare să îi atace păștea și să urmărească. Și bineînțeles, mai exista acea cavalerie grea care de, de, uh, venea cu domnitorul și care uh, prindea trupele tătare, mai ales atunci când treceau râurile înapoi înspre casă încărcați cu prada, cu turme, cu sclavi, cu căruțe pline, cu tot felul și erau mult încetiniți, plus că nu mai puteau să treacă râurile așa cum le trecuseră la venire pe cal și să treacă direct la luptă și atunci erau, erau ei loviți. Um, în cazul lui Ștefan, el cu siguranță că avea și la curte oameni care aveau experiență bogată, să nu uităm că boierii ăia practic asta făceau, făceau militărie. Uh, asta era ocupația lor principală. Deci e clar că erau niște oameni acolo care aveau experiență, uh, mai avem, e clar că erau și niște consilieri care îi mai spuneau un altă, mai avem și acei mercenari, uh, mai ales germani, care, care mânuiesc artileria. Uh, tactica de la Vaslui, de exemplu, asta vorbeam și cu domnul Ioan Orel Pop în urmă cu niște ani, tactica este, este clar mongolă, comandantul stă pe unde se analizează prin steaguri. Uh, avem în spațiul extracarpatic și în spațiul transilvanean, dar mai ales în Muntenia și în, uh, și în, și în, și în Moldova, avem acest melanj între uh, Occident și Orient. Și nu numai în tactica militară, ci și în, și în haine și în obiceiuri. Avem acest melanj foarte, foarte interesant. Uh, Ștefan a devenit cunoscut și din prisma faptului că și-a bătut toți vecinii. Că au avut niște bătălii defensive bă, foarte, foarte încununate de succes. Vaslui e una dintre cele mai superbe victorii medievale la nivel european. Și având în vedere și ce numere, bă, despre ce numere vorbim. Deci, când aflau italienii că vine Marele Turc în, în, în spațiul românesc cu 100.000 de, de oameni, 100 și ceva de mii, bă, aia erau. Completorii pilați, fiindcă Milano, de exemplu, care avea o forță economică fantastică, avea 5.000 de oameni. Când auzeau că invazia are loc cu 100.000 de oameni, statele italiene tremurau, fiindcă ar fi fost un efort enorm pentru ele să adune o astfel de armată, fiindcă ei luptau practic cu armate mici. Bine, acolo și luptele sunt așa mai cavalerești. La un moment dat te opreai din luptă. Da, mai și negociai, mai dădeai niște prizonieri la schimb, băi, mai dădeau niște răscumpărări bogate așa mai departe. În Europa de Est, în schimb, după cum am mai zis, aici războaiele sunt absolut cumplite, fiindcă, în general, vedem că sunt bătălii de anihilare. Și nu numai creștini contra musulmani, ci și creștini contra creștini. Aici, în general, simți nevoia aia imperioasă de a, de a zdrobi inamicul de a nu mai lăsa nici măcar prizonieri. Sau prizonierea pe care ei, la, la, fel cum au făcut și Ștefan și alții, prizonierea îi, îi trimiți cu niște semne pe corp înapoi apoi liderului uh, lor. Uh, Ștefan este și, a fost și cunoscut și mult mai cunoscut decât cepeș. Țepeș, Țepeș n-a fost atât de celebru în perioada vieții lui, decât după, pe baza celor legende fioroase, scornite probabil de sași și care circulă încă din perioada vieții lui, dar, dar mai, ales, mai ales după. Ștefan pune Moldova pe o, harte hartă internațională și într-o alianță. Bine, când spunem internațional ne, ne referim la pe Europa, că aia era lumea pe atunci pentru, pentru noi. Dacă a ajuns să fie numit și atleta Cristi de către de către papă, da, e clar, omul era foarte apreciat și având în vedere că se știa, bate al dracu de bine, da, a avut și și acele victorii, uh, are și campaniile din, uh, din Muntenia, din păcate spre sfârșitul vieții uh, nu mai poate să mai țină piept uh, iureșului otoman. Uh, am zis mai de mult o chestie și mi s-a bătut obrazul, dar pot să o zic și acum, uh, în ciuda gloriei obținută pe câmpul de bătălie, în ciuda întregii legende și a mitologii țesute în jurul lui, dacă e să tragem linia după domnia lui, lui Ștefan, vedem că Moldova este cam pe zero. Moldova pierde, în primul rând, cam toată floarea populației pe câmpurile de bătălie, mai ales împotriva otomanilor, și pierderea cea mai gravă este uh, Sudul Basarabiei cu cele două orașe comerciale, Chilia și, cetate, și Cetatea Albă. Asta a lovit Moldova economic masiv. Uh, da, cealaltă variantă era într-adevăr ca Ștefan să-și plătească cu minte tributul față de turci. Uh, n-ar fi pierdut atunci nici atâția oameni în bătălii, fiindcă pierderile au fost mari și pentru el. Și probabil că otomanii nici n-ar fi venit să ia uh, Sudul Basarabiei. Într-adevăr, este o variantă ce-ar fi fost dacă. Nu știm ce-ar fi fost dacă. Dar e clar că nu ar fi. Și, da, și Moldova nu ar fi fost distrusă de câteva ori la rând. În, în campania din 84, când, când vine Sultanul, Moldova este rasă. Moldova este distrusă masiv. Ceea ce însemna că tu, după ce îți pierzi și orașele comerciale de la Marea Neagră, ești nevoit să, să domnești peste o țară care e absolut rasă. Mai trebuie să o și reconstruiești, banii nu mai sunt, bani din afară nu-ți mai vin. E o situație cumplită în care Ștefan lasă, lasă Moldova. Da, au câștigat glorie. Da, aia zic. Și după aia vedem că Moldova, în, în secolul. Uh, când moare Ștefan, mă rog, Ște Ștefan moare la 1504, uh, deja la mai puțin de 30-40 de ani după moartea lui, Moldova cade. Și Moldova cade masiv. M înțeles. Aici ajung la o altă întrebare da. interesantă, una pe care am adresat-o și colegului și prietenului dumneavoastră, <coughs> Florin Mihai Hasan. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai important personaj din istoria țărilor române? Și apoi, dacă putem să ducem puțin discu discuția mai departe, care este cea mai importantă bătălie care s-a dat în istoria țărilor române? Dar, mm. Să începem cu cel mai important personaj. N-aș din... putea să zic care este cel mai important? Chiar n-aș putea să zic, fiindcă fiecare în stilul lui a fost important pentru ceva Să avem câțiva importanți. N-aș putea să zic că unul anume, dacă vorbim de țările române până la Cuza, de exemplu, la bănesc. La la. Greu de zis. Chiar greu de zis. Ar putea fi. Ar putea fi Mircea, ar putea fi Ștefan, ar putea fi Iancu, ar putea fi Mihai Viteazu. Nu, no, chiar, chiar nu cred că există unul cel mai important. Asta și prin prisma concursului faimos care s-a făcut la un moment dat și în care românii au votat în cu Ștefan cel Mare, cel mai important personaj istoric din, din istorie. Da, pe locul 2 atunci apar că a fost mareșalul Ion Antonescu. Nu mai știu exact. Da, deci vedem aici așa un, un, un model de lideri strong pe care populația iar vrea. Ștefan, Mareșalul, Cepeș. Am înțeles. Atunci, o bătălie <laughs> cu adevărat importantă. Ați pomenit de, de Vaslui și la un dat se spunea că a fost cea mai mare înfrângere din istoria islamului în fața unei armate creștine. Nu, nu, e o aiureală totală, nici vorbă. Înfrângerea de la Vaslui, e o înfrângere foarte mare, dar să nu uităm că în anul următor vine Sultanul în campanie. Uh, bine, câștigă bătălia de la Valea Albă războien, pierde campania. Uh, înfrângere majoră pentru, pentru otomani este Belgrad, 1456. Aia chiar este o înfrângere masivă, unde inclusiv Sultanul este, este rănit, cade de pe cal. Uh, e și acolo un, un masacru mare. Uh, ca numere, în cele două armate, cred că la Belgrad, da, sigur la Belgrad sunt mai mulți otomani decât, decât la Vaslui, fiindcă e, e sultanul în persoană. Mm. Și aici e greu de zis care bătălie ar fi, ar fi decisivă. Nu știu. Nu. E, e, e greu de făcut niște clasamente de genul ăsta, fiindcă fie, uh, bătăliile au fost date în circunstanțe complet diferite, în secole diferite, cu scopuri diferite, cu urmări diferite. Uh, da, așa. E greu de zis. De exemplu, rovine sau călugăreni, care sunt, uh, mă rog, uh, îndulcite de istografia românească, drept uh, victorii tactice. Care, vormin vorbind, au fost așa, de fapt mai mult un soi de înfrângeri. Vasluiu, da, e mare victorie, dar după aia îți vine campania care îți care de țara. Mă, victorile lui Mihai Viteazu sau raidul lui la sudul Dunării. E, 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 e foarte greu de făcut. Și o mă. ultimă întrebare. Uh, e clar că istoria, uh, cea pe care o învățam noi înainte de 89 <coughs> la școală, da. uh, este prezentat altfel acum, se schimbă lucrurile, este oarecum demitizată și aici vreau să vă adresez o întrebare, mi se pare foarte interesantă. Ce se schimbă uh, între cele două sisteme? Este mai bun modul de predare de astăzi sau modul în care este predată istoria astăzi? Sunt mai bune manualele de astăzi decât cele din dinainte de, de 89? În niciun caz. Manualele de acum, din câte am văzut, sunt niște broșurele cu informații trunchiate. Uh, am avut ocazia să povestesc cu copilași de liceu care sunt foarte nemulțumiți de modul în care arată manualele și de modul în care li se explică istoria în școală, majoritatea având parte de, mă de celor cu care, am, cu care, am, vorbit, având parte de profesori care nu prea își dau silința. Uh, să lăsați mulți dintre ei să lucreze acasă. Ok, intri pe internet, dar nu știi ce să cauți. Și ei Primele informații pe care le găsești, care de obicei sunt informații uh, complet eronate, chiar false, chiar invenții. Însă, da, știm cu toții că atunci când ai o căutare, ți se dau rezultatele pe care le caută sau la care se uită cea mai, cei mai mulți. Și de aici poți să ajungi pe tot felul de site-uri și de bloguri și de canale de, de YouTube sau știu eu ce, unde uh, niște indivizi prezintă o istorie complet falsificată și atunci uh, nu mai faci nimic, adică rămâi cu niște trăznăi în cap. Și când îți vine un istoric și spune: "Bă, vezi că acolo e așa, așa, așa." Tu zici: "Nu, bă, păi am citit acolo, păi 200.000 de, de oameni s-au uitat la materialul ăla. N-au cum să greșească. E. Ok. Uh, Manualele noastre, da, ține minte că erau acei bolțari, <laughs> semi bolțari, uh, în care într-adevăr era informație foarte mult, mult prea mult. Acum, și atunci, da, pe vremea noastră, chiar, chiar trebuia să înveți. N -avea, eu. Atunci câinele nu avea voie să să, să mănânce temă. Uh, acum, ce zic, vedem, vedem tot învățământul românesc a ajuns de la un nivel destul de înalt la un soi de școală de ucenici făcută de degeaba vorbesc și eu cu prietenii mei care sunt profesori și cu oameni care au copii în școală sau chiar cu copiii care sunt la școală și toată lumea, sau majoritatea, marea majoritate, este profund dezamăgită de sistemul de învățământ care nici nu-i mai învață nimic, nici nu mai face educație, nici nu nimic. Nu știu dacă neapărat e vorba de salariile din domeniu sau de faptul că există această lehamite în foarte multe domenii în România în care lumea Chiar nu are chef să lucreze și așteaptă doar uh, avansul și lichidarea. E, e cumplit. Eu, vedeam și la Facultatea de Istorie de la Cluj, am avut ocazia să țin acolo niște seminarii acum mai multă vreme. Nivelul nivelul sc scăzuse și scade, dar nu din prisma inteligenței copiilor. Generațiile actuale, cred că putem să spunem amândoi, sunt. Probabil mult mai inteligente decât, am decât noi. S-au născut în, în, alt, în alte perioade cu acces la informație mult mai multă, cu, a, cu o viață pe o altă planetă. Nu comparăm, noi când eram copii, anii 80, da, șoimii patrii pionieri, cu ăștia mici de acum, care de la 3 ani deja scut tableta, copii de 5-7 ani citesc despre războaie, despre tehnică, industrială, și nu știu, chiar am avut ocazia să povestesc cu nepotul unei prietene și bă, se era cu tableta și îmi povestea de tot felul de elemente de navă, de nu știu care, băi, eu la șapte ani mă jucam cu soldăței, nisip, știu să știm noi de nave, de nu știu care și alte alea. Problema, în schimb, la ei este, tocmai din cauza, din cauza acestei tehnologii, uh, cred că nu mai apucă să aprofundeze ceea ce, ceea ce văd. Și asta, asta văd și eu la mine. Da, caut ceva informație la un moment dat pe net și peste trei ore am învățat despre broaștele de nu știu unde, uh, nave spațiale, pe extraterestri, preistorie, geologie. Dar ce voiam eu să caut, de fapt, care căutarea ar fi durat două minute, exact aia nu am aflat, fiindcă am găsit un nume, am găsit o poză, am găsit nu știu ce, și îți atenția și două, trei ore să stai pe internet căutând nimicuri care după aia îți intră în chestia aia pe care noi o numim cu dragă cultură generală, două, trei ore trec imediat, nici, nici nu-ți dai seama. La un moment dat vezi că acum era ora 12 noaptea și tu că la 1 te culci și ora 4 dimineața și tu încă n-ai terminat acea ultimă frază pe care trebuia să o faci și că ai căutat un cuvânt sau un termen. Uh, și asta cred că este și la, și, la, și la tineretul actual. Și la nivelul de istorie e, 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 e destul de, jale. Plus că sunt foarte mulți indivizi care sunt foarte, foarte urmăriți pe internet și care vin doar cu invenții istorice, cu chestii mitologice pe care le prezintă drept, drept adevăruri. Lumea crede, fiindcă lumea nu mai are răbdare să stea să verifice informații, lumea vrea să afle chestii bune și înălțătoare, da? Românii nu vor să afle că Țepeș a trecut la, la catolicism fiindcă este, o, este o, o palmă dată nației române ortodoxe. Nu? A fost o chestie de pură politică. S-a făcut. Lumea nu vrea să afle că Mihai Viteazu nu a, nu a făcut de fapt prima unire, că acea structură nu era un stat unitar în niciun caz. Era de fapt o structură formată din trei state, fiecare cu conducerea proprie. Lumea nu vrea să afle multe, îmi zicea un, un student, hai domn profesor, cum adică Mihai Viteazu a avut sifilis? Și a zis, da, ce? Și Mihai Viteazu era un om. Că acceptăm această variantă că a avut sifilis? Ok, bă, dar era un om până la urmă. Adică toți erau cu, cu păcate, toți au pățit o felul, mari artiști, bai lumii, erau, pictau sau scriau sau com, compuneau muzică complet drogați sau complet beți. Vorbim despre oameni până la urmă. Chiar dacă îi punem într-adevăr pe un... Era zic pe un eșafot. Pe un, pe un, pe un piedestal și îi, îi venerăm. Toți indivizii ăștia au fost oameni. Și despre mici cel Bătrân spune Ducas că trăia de desfrâu și a avut o mulțime de fii ilegitimi. Despre Ștefan cel Mare știm la fel. Cuza, să nu uităm, Cogălnicianul, Cogălnicianul chiar se lăuda pe față cu numărul de femei pe care l-a avut. Am dat citeam că zicea ceva de genul 2000 de femei sau așa. Este și istoria asta juicy, dar pe care mulți nu vor, nu vor să accepte că zic, domnule, adică istoria noastră este curată, românul este pur, este curat. Băi, nu, suntem toți oameni și nația noastră a făcut greșeli, a făcut chestii eroice, a făcut chestii superbe. Trebuie să le acceptăm, trebuie să le, trebuie să le citim, trebuie să le studiem, trebuie să mai ascultăm și pe istoricii ăștia care nu vorbesc tâmpenic chiar tot timpul, mai niciodată. Da? Chiar dacă nu este istoria festivistă, chiar dacă nu este istoria aia în care nația noastră a inventat mersul pe jos și a pus uh, coda la cireașă, da, suntem și noi un, o nație pe pământul ăsta și am făcut ce am știut mai bine și ce am putut mai bine și facem ce putem. Însă uh, da, asta cu, asta cu școală este o întrebare bună, fiindcă Uh, lipsa de educație și de, și de, și de informare în școală uh, duce treptat la o nație care uh, nu, nu mai are aceast, a, acea educație și acele informații care să-i permită să meargă mai departe. Suntem acum în momentul în care, și putem să ne uităm în jur, țara asta aproape că nu mai produce nimic din ceea ce, 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 ce producea. Uh, noi uităm prin magazine, aproape totul este venit din afară, la un moment dat stai și te gândești din ce mai trăiesc românii, că ce se mai face în țara asta. Și doar, doar prin educație o să putem să, să, să ridicăm neamul ăsta înapoi. Acum probabil că, o să, că zic o chestie care se tot aude, dar e singura chestie prin care putem să evoluăm. Că niște oameni, mai ales de la nivelul politic, nu vor să aibă o populație foarte elevată, e partea a doua. Dar atunci înseamnă că noi trebuie să facem treaba asta. Și oamenii în sine să se să apuce să, să studieze mai mult decât li se servește, și în școală, sau decât li se servește pe canal oficial. O concluzie frumoasă. Deci, practic, da, am educația, dat așa și pe propaganda. Edu educația <laughs> și probabil cea mai importantă resursă Absolut. pe care a avut-o și are țara asta, tinerii. Oamenii no. în general, fiindcă am mai zis-o și o să mai repet, avem o nație foarte interesantă și o nație uh, capabilă să, să, creeze chestii absolut superbe și o nație care se face treaba atâta vreme cât te porți cu românul ca lumea, îl plătești ca lumea și nu-i bași pumnul în gură. Acum vedem că, mă rog, la capitolul pumn în gură se pare că stăm cu minți deocamdată. 2000, care a fost? 2090 august, când a fost 2018. Marea manifestare Așa, aia a trecut deja, unii au uitat-o, unii n-au uitat-o. Și ăsta este un eveniment istoric foarte important și peste niște ani oamenii vor analiza și modul în care, mă rog, oamenii, specialiștii vor analiza modul în care românii se raportează acum la tot. Și la, și la partea de, de, cultură și de educație și la partea politică și, și la tot. Dar, da, trebuie să ne, trebuie să ne cizelăm un pic, trebuie să, trebuie să adoptăm nu numai mărfuri occidentale, ci și modul de gândire occidental care și are niște hibe în momentul de față, dar a e calea. Spre Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, au fost Andrei Pogăcea și Adrian Nicolae. Vă mulțumim.